Rătescu. Ia spuneți-ne dumneavoastră, deci în martie, când eu înțeleg că eram în dictatură, că nu vă consultați cu nimeni, eu am zis oricum că suntem noi cu democrația mai ușurel așa de până 2020, așa. Dar, deci, când eram în dictatură și nu vă consultați cu nimeni, erați o majoritate zdrobitoare, vă înțelegeați, vă iubeați foarte mult și erați într-o bună prietenie ca ăia cu Winnie the Pooh, acum înțeleg că atunci ați stabilit un calendar. Pentru că la vremea aceea aveați două gânduri, cele două partide. Corectați-mă dacă greșesc. Domnul Iohannis pleacă într-o funcție importantă undeva oriunde, iar domnul Joană să nu poată să demisioneze la timp ca să se candideze. Că aia era spaima PSD-ului, între timp s-a descoperit plagiatul, a murit și cu domnul Joană. Bun. Acum, domnule Brătescu, nu mai aveți ce să faceți cu domnul Iohannis, înțeleg, nu? Sau care e treaba? Nu, nu e vorba despre asta. Cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să spun câteva gânduri. Și anume, eu cred că perspectiva întâlnirilor pe care le-a avut astăzi domnul prim-ministru Ciolacu, cred că astăzi este o zi neagră pentru viața politică românească. Da, de ce? Pentru că Partidul Social Democrat, din păcate, și premierul Marcel Ciolacu, a dat astăzi o credibilitate extraordinară prin aceste întâlniri unor forțe politice extremiste. Vă readuc aminte, dumneavoastră și telespectatorilor, evident că știți lucrul acesta, noi am creat această coaliție pentru a asigura stabilitate politică, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că există formațiuni politice cu anvergură extremistă, precum este AUR, precum este Partidul Doamnei Șoșoacă, și astăzi vedem că domnul Ciolacu, încercând așa să arate pisica Partidului Național Liberal, așa știe dânsul să negocieze, așa știe dânsul că se pot discuta lucrurile în cadrul unei coaliții, face aceste întâlniri. Dar de ce, domnul Brătescu, dumneavoastră n-ați avut județe unde AUR-ul v-a susținut candidații? Acolo ce, n-ați i-ați validat? Cum sau cum? Candidat susținut de AUR? La Galați. Iertați-mă, mergem de la cazuri izolate. Discutăm acum cazul despre faptul... Cazul ce, Ciolacu, e caz generic? E un caz izolat și el. Știți ce vreau să vă spun? Cu permisiunea dumneavoastră... Domne, voi vă certați la mișto, vă rog eu frumos. Alegerile sunt în decembrie, știți deja asta, dar ați făcut o gogoriță națională din povestea asta. Să stăm zi de zi să vă ascultăm. Haideți să vă spun altceva. Doamna Șoșoacă este parlamentar neafiliat, adică domnul Ciolacu se întâlnește cu un parlamentar neafiliat. Da, domnule, vreau să beau o cafea, a zis Rareș Bogdan cu ea. Dar sunt parlamentar neafiliat. Să-i cheme și pe aceștia atunci, adică să ne lămurim cu toții cu privire la modul în care înțelege domnul Ciolacu să asigure stabilitatea. Eu n-am înțeles, domnul Brătescu, dar eu pe cuvântul meu, că aș fi foarte drăguță și amabilă, dacă dumneavoastră mi-ați putea explica de ce le-ați vrut atunci în septembrie și acum le vreți în decembrie. Dar onest, altfel n-am cum să vă ascult nici PSD-ul, nici PNL-ul, pentru că ne mințiți. Punct. A existat o analiză în acel moment cu privire la acea oportunitate. Astăzi credem că a fost o decizie greșită. Dar știți ce mi se pare? Iertați-mă. Dumneavoastră ne întrebați și înțeleg lucrul acesta, de ce vrem neapărat alegeri în decembrie. Dar nu, eu susțin alegeri în decembrie. Eu vreau să știu de ce atunci v-ați bătut joc de toată democrația, le-ați comasat pe alea locale cu alea europarlamentare, v-ați făcut un calendar din ăla planul cincinal ca Ceaușescu și acum veniți și ne spuneți că ați greșit, că ați citit lecția de la istorie și de fapt erați ascultați la biologie. Dar nu vreți să întrebați lucrul acesta și Partidul Social Democrat? Ba da, domnule, dar nu răspunde nimeni. Da. Nu, iertați-mă, ca să fiu foarte clar. Deci înțeleg rațiunea întrebării dumneavoastră și încerc să vă dau o explicație în care eu cred, dar în egală măsură aș vrea să știu și Partidul Social Democrat de ce vrea neapărat alegeri în luna septembrie. Pentru adică dincolo de acea discuție reală din luna februarie-martie. Da, Silvia din